Azi e ziua premierului Marcel Ciolacu, face 56 de ani mulți înainte. Prim-ministrul și-a sărbătorit ziua prin muncă și a făcut un cadou femeilor. A venit îmbrăcat cu un tricou pe care scrie Stop violenței împotriva femeilor, alături de numărul de urgență la care pot suna victimele violenței domestice. Este vorba despre o campanie națională consacrată efortului pentru eradicarea violenței asupra femeilor și fetelor, cu care mai mulți parlamentari în frunte cu premierul au aderat. Aplaudăm și susținem acest demers. Un gest foarte frumos. De asemenea, premierul, înainte de ziua lui, ne-a mai făcut un cadou. A zis luni că până la sfârșitul lui 2024 speră să fie finalizați încă 250 de kilometri de autostradă. Și până la sfârșitul anului viitor există o perspectivă clară de încă 250 de kilometri. Asta vorbim numai de rutier. Și că în următorii 5-7 ani trebuie musai, neapărat categoric, să fie finalizați încă 1000 de kilometri. Să tot sărbătorești cu așa vești, că numai decât vine 1 decembrie și avem încă un motiv de bucurie.